I keep on thinking back on it. When we skated with our first real paycheck, wasn't much, but we needed less, yeah, than we do now. We were driving along the coast, I felt the ocean breeze on my face. Wanted to go as far as we ever could. Ciao ragazzi! Hei, salutare din Italia! Iată ne ajungi în una dintre cele mai însemnate destinații de aici din sudul Italiei și anume suntem în orașul Pompei. Este și ghid pentru Pompei, dar noi, de exemplu, nu am luat ghid, ci ne-am informat singur. Sau sunt diferite ghiduri audio pe Google Play, unde puteți să le descărcați, sunt cu plată sau fără plată, sau pur și simplu să vă informați de pe internet. Și atât. Pur și simplu este cam... Așa spun, să mergi în Pompei fără ca să cunoști ceva, nu are rost să mergi acolo, pentru că pur și simplu vezi niște ruine și pietre și nu-ți dai seama ce vezi. Biletul de intrare costă 15 euro. Asta este anfiteatru, aici se luptau gladiatori cu animale și cu alți gladiatori. S-au vărsat foarte mult sânge aici și regii se uitau la ei. La toate. Erau de pe locurile astea, scaunile astea. Iată, aici, de exemplu, suntem într-o vilă destul de mare și bogată, cum era înainte, și încă se păstrează desenele originale pe pereți. Și pilonii și tot la fel sunt originali. Doar acoperișul a fost reconstruit și întărit. Pompei, de fapt, este un oraș foarte vechi, fondat undeva cu 700-800 de ani înaintea erei noastre și a fost un oraș destul de important în Italia de Sud, având undeva 20.000 de locuitori la momentul erupției vulcanului Vesuviu, când și-a dispărut orașul Pompei. Vesuviu, în traducere, ar fi cel nestins și populația orașului Pompei nu credeau în această denumire a vulcanului, deoarece undeva 13-16 ani înainte de erupție a fost un cutremur foarte mare care a prevestit această erupție catastrofală și populația orașului Pompei și din împrejurime nu au dat nicio însemnare acestui eveniment. Într-o zi de august, dis de dimineață, a erupt vulcanul Vesuviu și a fost o bubuitură foarte mare, s-au aruncat cenușă. A fost o erupție catastrofală. În câteva ore s-a acoperit orașul Pompei cu cenușă, la fel a dispărut și orașul Herculaneus din apropiere și multe altele. Majoritatea populației a reușit să evacueze din oraș. Au rămas undeva 2000 de oameni care au fost victimele vulcanului. Probabil coceau în interior turte, pâine. Iar pietrele astea se foloseau în loc de trecere de pietoni. Ia uitați-vă ce interesant. Iată ceva de genul așa. Hop!
apă. Am trecut pe o trecere de pietoni din Pompei de 2000 de ani în urmă. Aceasta probabil este strada principală din Pompei. Iată așa cu pavată cu pietrele astea mari și dacă observați acolo sunt urmele roților, probabil, presupun eu, pentru că așa e tot drumul și sunt niște rosături. Iată așa, parcă sunt în urma roților. Și aici, la fel. Nu imaginez cum mergeau trăsurile pe aici. Cred că îți rupi capul și pe jos să mergi. Iată așa era drumul pavat cu pietre din astea foarte mari. Pe aici, uitați-vă, și gropi mari. Iar asta este un izvor antic, iată de aici, de sub capul lui bivolul ăsta, din gaura aia, ieșea apă. Este mai încolo unul chiar activ cu apă. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you pay my rashi. Teatru, teatru adevărat, unde se jucau, unde jucau diferite scene. Teatrul mare și, într-adevăr, e foarte mare și foarte bine păstrat, apropo. Bineînțeles că este și restaurat, dar pe lângă toate, Pompei este unul dintre cele mai bine conservate orașe antice. Vulcanul a explodat în anul 79 și a fost acoperit în întregime cu cenușă vulcanică și a fost descoperit din nou abia în anul 1748, când s-au început săvăturile arheologice, iar mai apoi au descoperit goliciuni acolo unde au murit oamenii și ei au umplut locurile astea goale cu gips și au refăcut pozele înaintea morții oamenilor atunci când ei stăteau îmbrățișați și s-au stins din viață sub cenușa vulcanică. Când au început să facă primele săpături în regiune, se credea că este un alt oraș. Nu i-au dat mare însemnătate. Au găsit o inscripție că acesta este orașul Pompei și au început treptat să-l descopere. Și acum putem să vedem cum trăia lumea înainte cu 2000 de ani. Exact cum s-a păstrat totul prin casele lor, chiar și fresca de pe podele și desenele de pe pereți, chiar și culorile cu care erau vopsiți pereții. I saw the city passing by my window.
was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it. Took away my loneliness, oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, odată ce vii în orașul Pompei, ai impresia că pui pauză la anul în care te afli acum și te întorci cu 2000 de ani în urmă și poți să pui mâna să te atingi tot ce era 2000 de ani în urmă. Foarte interesant. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is all right. But how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space. Deci este o piață foarte mare și de fapt podeaua este acum doar cenușă vulcanică din aia, dar înainte era acoperită toată cu plăci din marmură albă. Mai sunt locuri cu plăci din astea, înainte era tot alb și frumos. S-a păstrat ideea de trecere de pietoni așa în linii, încă 2000 de ani în urmă știau de trecere de pietoni. Atâta prin Pompei, am înflămânzit. Bine că apa am găsit acolo, că sunt mai multe izvoare pe drum, dar mâncare nu prea este. Este un restaurant, dar prețul este cam scumpușoar. Așa că am găsit aici pe margine, la ieșire din Pompeiul Antic, un mic restaurant. Prețurile nu par foarte mari, adică o pizza e 6 euro și am zis că ne oprim aici să mâncăm, pentru că nu mai avem putere să mergem acasă. Mâncăm, să facem mâncare. Ne-a venit și mâncărica! Eu deci am un focaccio și Costea are o pizza, dar o să ne împărțim. Focaccio a costat 4,50 iar pizza a costat 6. Să vedem ruinile orașului Pompei. Noi am campat aici, iată, vedeți pe hartă. Aici lângă o farmacie și pe jos avem de mers cam vreo 10-15 minute, așa că e foarte aproape. Nici n-am avut nevoie de motociclu, dar nici nu ne permitea să intrăm cu motociclu. Și e foarte comod, e o parcare gratuită, destul de sigură. Acum însă o să mergem în altă parte, vrem un pic la natură sau cel puțin pe plajă, undeva deja suntem sătui de orașe. Maybe you're just not that nice and humble. Așa un loc de campare chiar pe marginea drumului. Iată, vedeți? Și acum tamana i-a pus soarele și vede toată coasta încolo, atât de frumos. Tare fain.